Cum credeți că influențează comunicarea aceasta virtuală, comunicarea reală dintre doi oameni? Și în perspectiva în care, nu știu, părinții au copiii plecați peste hotare și își alină dorul văzându-i așa, chiar și pe ecranele astea. Adică unii spun că, cum să zic, primejduiesc relațiile naturale dintre persoane. Sunt chiar atât de rele? Studiile spun multe lucruri. Când e vorba de distanță, de părinți, de relația aceasta, trebuie întreținut într-un fel. Sigur că aceste mijloace ajută să păstrezi legătura. Nocivitatea lor este probabil dacă înlocuiești o relație reală cu relații virtuale. Și știți că astăzi că sunt relații romantice care se întâmplă de la distanță și prin mediul online. Ceea ce e foarte grav. Adică de obicei, cred că 90% se destramă din aceste relații care sunt au un fundament online și nu au nimic real. Dăunează dacă înlocuim relația virtuală, relația sănătoasă cu cea virtuală. Sigur, consecințe psihologice sunt pe termen lung, depinde de intensitate, cât folosești, cât te atașezi de astfel de comunicare virtuală. Dacă ai dezvoltat un atașament față de comunicarea virtuală cu celălalt, nu se mai trebuie cea reală. Aici e problema. Nu mai simți nevoie să te vezi sau când te vezi, nici n-am ce să-ți spun. Sau o groază de stimul mă inundă când te văd și am senzația că ești un străin, dar nu ești ăla de pe ecran. Dar tu cine ești? A, ăla e unul, tu ești altul. În capul tău un pic creierul încearcă să lege cele două imagini, aia din online și asta, și nu ceva nu dă. Și e ciudat experiența asta, până ajungi să integrezi omul de acolo, omul de acolo, ai nevoie de experiența fizică, sigur. Să poți să identifici. Exact. Da. Să ai. Și sigur că relația poate continua un timp și așa, și alternezi. Da? Da. Deci pericolul stă când înlocuim și ne atașăm foarte mult de aceste... De virtual. Da, de virtual. Și nu mai ne atrofiază capacitățile de relaționare față în față. Și o să auziți cum spun, dar e mai ușor. E mai ușor virtual. E mai ușor pentru că nu iese din tine tot cine ești tu. Acolo poți să te cosmetizezi, poți să fii oricine vrei. Ai o infinitate de posibilități numai tu să nu fii. În contactul față-față, n-am încotro. Trebuie să fiu eu. Iar dacă nu sunt eu și îmi pun măști, tot mă dau pe față. Pentru că celălalt vede cine ești dincolo. Există un simț în noi care îți dai seama dacă omul are măști sau nu este el sau se chinui sau mă rog. Încât cu adevărat astfel de tineri când povestești și mie ce greu e față în față, ce ușor mi este să-i spun că te iubesc sau orice, dar când ajung față în față nu mai pot să zic nimic, nu mai pot să leg două cuvinte, mă copleșește experiența față în față, vă dați seama, e copleșitoare. Da, dar asta te antrenează și te ajută să fii și tu un om sănătos și să construiești relații sănătoase. Tocmai că ești copleșit și trebuie să găsești soluții, să te antrenezi, să-ți dezvolți abilități, să faci față realității. Nu, da? Viața virtuală sau comunicarea sau relaționarea virtuală nu este reală. Este un compromis, un surrogat de relații. Ne ajută, poate fi eficientă în anumite situații, dar să nu o înlocuim și să ne atașăm. Calculatorul dă dependență în orice. Absolut în orice, chiar și în relaționare. Ești? Vreau să comunic cu tine prin că e mai ușor și parcă suntem bine când comunicăm virtual. Ce bine suntem, parcă nu avem atâtea probleme. Când ne adunăm față-față, of, ce grea e comunicarea, of, nu mă înțelegi, of. E complicată viața reală, dar e reală.